Domnul primar, ce se întâmplă cu deșeurile din cartierul Colonie? Deșeurile din cartierul Colonie sunt o problemă în sensul în care există câteva locuri unde oamenii duc gunoiul menajer și nemenajer fără să fie locurile amenajate. E o problemă pentru că noi nu putem să punem poliția locală sau, mă rog, alți oameni paznici în aceste locuri. Dacă suntem sesizați de către locatari sau de către cei din zonă, numărul mașinii sau persoana care depune, vom lua măsurile necesare. Domnul primar, au apărut la mine niște imagini fiind seara cu mașinile de prin oraș și aduc și descarcă deșeurile. Da, este posibil, dar ne trebuie numărul de la mașină ca să putem să-i amendăm.